Bine v-am găsit, prieteni, la un nou episod cu transferuri. Încă o lovitură dată de PSG. Oficial, există un nou cel mai scump fundaș din toate vremurile. Tottenham face 3 transferuri noi. Imposibil fără saudiți. Cel mai scump jucător care era disponibil ca liber de contract își găsește echipă. Acestea, dar și alte subiecte, chiar acum începem. Ousmane Dembélé to Paris Saint-Germain, here we go! Transferul lui Ousmane Dembélé la PSG este rezolvat. Despre detaliile acestei mutări am discutat în episodul anterior. Totodată, parizienii finalizează încă o mutare de top. Una dintre descoperirile mondialului din Qatar, Gonçalo Ramos, ar trebui să ajungă în curând pe Parc des Princes, anunță cei de la L'Équipe. PSG-ul accelerează semnificativ pentru a încheia cât mai curând posibil această mutare. Din cauza regulilor impuse de fair play-ul financiar, cel mai probabil Gonçalo Ramos va veni pentru început sub formă de împrumut pentru un sezon, iar apoi va fi achitată clauza transferului definitiv în valoare de 80 de milioane de euro. Dacă totul merge bine în aceste negocieri, scrie L'Équipe, Gonçalo Ramos ar trebui să fie jucătorul PSG-ului cel târziu săptămâna viitoare. În sezonul trecut, atacantul de 22 de ani a reușit pentru Benfica 27 de goluri și 12 asisturi, plus un hat-trick la Cupa Mondială contra Elveției. Cifre fantastice care i-au ridicat cota pe transfer Markt până la 50 de milioane de euro, lucru care îl face cel mai bine cotat fotbalist din Liga Portugheză. Va fi nevoie de timp pentru a crește sau a găsi un nou Gonçalo Ramos, dar în schimb, noul Enzo Fernandes deja bate palma cu Benfica. Potrivit lui Fabrizio Romano, Gianluca Prestiani, un argentinian de 17 ani, a spus da formației portugheze. Prestiani a fost ofertat și de Barcelona. Catalanii chiar au inițiat un dosar de transfer al puștului argentinian, dar totul a eșuat când a intervenit Benfica. Barça oferea 10 milioane de euro, Benfica dă cu 2 milioane mai mult. Decizia lui Prestiani de a pleca de la Vélez vine și din motive de securitate personală. Acum câteva zile, puștul a fost agresat fizic și verbal de către ultra și echipei pe care o reprezintă. A doua zi a povestit public despre cele întâmplate și imediat a primit amenințări cu moartea, transmite presa argentiniană. Sunt fanul lui Vélez și am vrut să rămân, dar ceea ce s-a întâmplat a fost foarte urât și înfricoșător, a spus Gianluca. Cel mai trist e că jucătorul va trebui să mai rămână încă jumătate de an la Vélez. El va face mutarea spre Benfica în ianuarie, când va împlini 18 ani. Și rivalii de la FC Porto aduc un argentinian. Dragonii finalizează mutarea lui Alan Varela de la Boca Juniors, pe o taxă de 12 milioane de euro. Un închizător de 22 de ani, Varela a fost parte a unei ecuații extrem de dificile. Negocierile au durat foarte mult timp, rezultând în repetate rânduri cu eșecul din partea celor de la Porto. Vicepreședintele de la Boca, Juan Román Riquelme, a fost de neclintit și a căutat doar cea mai convenabilă ofertă pentru clubul pe care îl reprezintă. Notează portughezii de la Abola. Manchester United, Benfica și Ajax au fost alte echipe care au licitat pentru serviciile jucătorului argentinian. Productivă săptămână pentru argentinieni. Gino Infantino, numai numele cât face, pleacă de la Rosario Central și semnează cu Fiorentina. Gino Infantino, un playmaker de 20 de ani, nu reprezintă pentru Viola doar o investiție pentru viitor, ci și o soluție valabilă pentru prezent, scriu cei de la Sky Sports Italia. Gino Infantino a fost crescut la Rosario Central și recomandat apoi cluburilor din Europa de către Carlos Tevez și Kili Gonzalez. Totodată pleacă de la Rosario Central și Alejo Velis, care semnează cu Tottenham. Vârful de 19 ani, care a reușit 11 goluri în sezonul trecut al campionatului Argentinei și a înscris 3 goluri în 4 meciuri la campionatul mondial Under 20 din această primăvară, o va costa pe Spurs în jur de 15 milioane taxă propriu-zisă, plus suplimente. Milan și Roma au fost la fel pe urmele vârfului argentinian. Velis seamănă mai mult cu un număr 9 tradițional englez, decât cu atacanți de mică statură argentinieni precum Sergio Aguero, Julian Alvarez sau Carlos Tevez. Este un jucător cu mult potențial și în ultimele 12 luni, mai ales în ultimele 6 luni, a fost unul dintre cei mai în formă atacanți din Argentina, scrie jurnalistul argentinian Tom Robinson. În aceeași vreme, Tottenham dă lovitura cu Mickey van de Ven. Stopărul olandez de 22 de ani va costa formația londoneză 50 de milioane de euro. Un singur sezon la nivel înalt în tricoul lui Wolfsburg pare tot
totuși mult prea puțin pentru a fi cheltuită o sumă atât de mare, deși Mickey are un talent evident. În aceeași vreme, Ange Postecoglou mai adaugă o piesă în backline, aducându-l pe promițătorul stopăr englez Ashley Phillips de la Blackburn, pe 2,5 milioane de euro. Phillips, în vârstă de doar 18 ani, semnează un contract valabil pentru 5 sezoane. În plus, în departamentul defensiv al lui Spurs au revenit din împrumut doi tineri fundași laterali, care ar putea lupta pentru postul de titular, englezul Jad Spence și mai ales italianul Destiny Udogie, care a făcut un sezon magnific la Udinese, urcându-și reperul pe Transfermarkt până la 25 de milioane de euro. În această vară au mai fost aduși James Maddison, Manor Solomon și Guillermo Vicario, iar Dejan Kulusevski și Pedro Porro au fost transferați definitiv. În plus, Harry Kane încă este în echipă. Bayern continuă să tragă tare. Vedem în zilele următoare ce finalitate va avea această sagă. Oficial, Joško Gvardiol semnează cu Manchester City pe o taxă de 90 de milioane de euro. Și astfel, recordul lui Harry Maguire de cel mai scump fundaș all-time pică. Croatul a costat cu 3 milioane mai mult. Am visat întotdeauna să joc în Premier League și acum o voi face cu Manchester City. Este o onoare pentru mine. Oricine a văzut această echipă în sezonul trecut știe că este cea mai bună din lume. Iar să ai ocazia să lucrezi cu Pep Guardiola este ceva uimitor, a spus Joško Gvardiol. Gvardiol plus Guardiola. Sună interesant. Cluburi de top din toată Europa l-au monitorizat, așa că să-l aducem aici este o veste grozavă pentru noi, a spus directorul sportiv de la City, Bejiri Stein. La Man City, tânărul fundaș, poreclit Pep, va avea o concurență incredibilă. Pentru un loc în primul 11, acesta va concura cu Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Manuel Akanji și Aymeric Laporte. Avantajul croatului e că, la nevoie, poate evolua și în banda stângă. Joško Gvardiol, în vârstă de doar 21 de ani, va evolua la City cu numărul 24. Contractul este semnat pe un termen de 5 sezoane. Imposibil fără saudiți. Here we go, Frank Kessié este noul jucător al celor de la Al Ahly. Barcelona va încasa o taxă de aproximativ 15 milioane de euro. Mijlocașul ivorian de 26 de ani ar urma să semneze un contract valabil pe 3 sezoane. Potrivit de Athletic, Al Ahly l-a contactat pe Kessié acum o lună, dar discuțiile au fost ignorate de jucător. Motivul ar putea fi legat de dubiile pe care le-a avut ivorianul la acea oră. Așa cum cei de la Al Ahly, abia promovați în Liga Superioară, nu dădeau senzația unui proiect convingător. Dar între timp lucrurile s-au schimbat. În echipă au venit jucători precum Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Alain Saint-Maximin și Edouard Mendy. Cel mai scump jucător care era disponibil ca free agent își găsește o echipă. Daichi Kamada, apreciat la 27 de milioane de euro, semnează cu Lazio. Playmakerul japonez de 27 de ani își pune semnătura pe un contract valabil pentru două sezoane. Campion cu Frankfurt în Europa League în 2022, Daichi Kamada va încerca să suplinească plecarea lui Sergei Milinkovic-Savic la Al-Hilal. Lazio este vicecampioana Italiei și în noul sezon va reveni în Champions League. Doi portari spanioli din Premier League schimbă echipele, dar rămân în Premier League. Oficial, Robert Sanchez este noul goalkeeper al lui Chelsea, fiind transferat de la Brighton pe o taxă de aproape 30 de milioane de euro, cu tot cu suplimente. Portarul spaniol de 25 de ani semnează cu Chelsea un contract valabil pentru 8 sezoane și va încerca să-l elimine din primul 11 pe compatriotul său Kepa Arrizabalaga. Cel mai probabil, Robert Sanchez, cu două selecții pentru naționala Spaniei, nu va avea probleme contra lui Kepa. Altul este rivalul lui, David Raya, un alt tânăr portar spaniol care e tot mai aproape de a semna cu rivala lui Chelsea din capitala Angliei, Arsenal. Raya și el cu două selecții pentru Furia Roja, potrivit lui Fabrizio Romano, ar urma să o părăsească în timpul apropiat pe Brentford și să se alăture tunarilor. Posibila sumă a transferului care circulă prin presa engleză este una demențială, 46 de milioane de euro. O altă variantă promovată pe larg ar fi o taxă puțin sub 30 de milioane de euro. A doua pare mult mai credibilă. Raya vrea să plece la Arsenal și insistă ca să fie înlăturate orice obstacole din partea conducerii de la Brentford, mai scrie celebrul Fabrizio. Tot potrivit acestuia, condițiile personale dintre portar și Arsenal sunt deja convenite.
Cine s-ar fi așteptat? Budescu și Alibec se reunesc în cupele europene. Constantin Budescu semnează cu Farul Constanța și se pregătește de o nouă etapă în cariera sa, la 34 de ani. Am numai gânduri bune, am venit să joc fotbal și să câștigăm cât mai multe meciuri, să ne îndeplinim obiectivele. Ai fost dorit aici și tu ți-ai dorit să lucrezi la un moment dat cu domnul Hagi. A contat mult în alegerea ta? Da, am fost dorit, așa este, am vorbit cu mister și m-a dorit aici, iar eu n-am ezitat, iar asta a fost prima opțiune pentru mine. Prieteni, cam atât pentru acum, ne reauzim foarte curând, iar până atunci sper să vă meargă bine la fiecare în parte. Salut!